Astăzi vreau să vorbesc despre un eveniment care mi-a schimbat viața cu adevărat. Și anume, când, cum și de ce m-am apucat de fitness. Tot a început în 2013, când am terminat liceul... Stai. Povestea începe în 2013, când am terminat liceul cu program sportiv Banatul. De ce liceul sportiv? Poate pentru că părinții mei au depistat în mine la 7 ani niște abilități de sportiv. Poate pentru că aceștia au vrut să mă facă mare fotbalist ca să trăiască la bătrânețe de pe spatele meu. Sau poate pentru că liceul era lângă locuința noastră. Nu vom afla niciodată. După terminarea liceului cu nota de bacalaureat 8.30, pentru că m-a tras în jos româna după cum probabil ați observat în primele două episoade, liceul în care am avut marea șansă de a pierde vremea și a fi clownul clasei, urmează marea întrebare. Facultate. La ce facultate mergi, mădă? Părinții mei erau calmi, așa că a trebuit să aleg ceva. Norocul meu a fost că tata avea o idee. M-a îndrumat spre Academia Forțelor Terestre, unde aveam oportunitatea de a deveni ofițer al Forțelor Terestre, un adevărat războinic. Începusem pregătirea pentru armată, dar pic la prima probă psihologică, pe motiv că aveam unghiile roase. Sau cum spunea doamna doctor, probleme din copilărie. Pură nedreptate, sunt nevoit să aștept un an pentru o altă încercare. Între timp apare și un accident neprevăzut. Ruptură de menisc. După o recuperare de câteva luni, urmează o a doua încercare, de data aceasta intru în bătălie ca un adevărat iubitor al ungherilor. Doamne, cât am iubit unghiera aia! Trec de proba psihologică și merg mai departe. Între timp, doctorul mi-a spus că trebuie să menajez genunchiul în viitor apropiat, așa că i-am spus lui tata că nu mai pot să merg la armată. Îmi pare rău, tata, te-am mințit. Dar parcă nu-mi doream asta. Sunt nevoit să stau câteva luni pe tușă și să meditez asupra situației. Când timp m-am pregătit pentru armată, Corina, tipa cu care făceam meditație la matematică, pentru că matematica era una dintre probele pentru armată, știa un fost elev care este tehnician dentar și face mulți bani. Dintr-o dată, începuse să-mi placă tehnica dentară. În ciuda faptului că habar n-aveam ce înseamnă asta. Probez un laborator de tehnică dentară și pentru că șeful de acolo, Mihai, era super amuzant, am concluzionat că iubesc tehnica dentară. Urmează 4 luni de pregătire pentru intrarea la facultate. Admiterea consta în 2 probe practice, modelarea sârmei și sculptarea în gips. După 4 luni eram pregătit de război, aveam la mine determinarea, încrederea, câteva modele de gips gata făcute în caz că îmi pică alea, picătura dacă cumva se rupea gipsul, crampon și spatule de rezervă. În afară de determinare și încredere, restul erau ilegalități. După terminarea celor 3 ore regulamentare, timp în care câteva persoane au fost date afară pentru că au făcut schimb de ustensile, eu eram doar 50% gata. Toată lumea s-a așezat lângă perete pentru a fi evaluați în ordine. Eu unul nu mi-am dat seama că toți s-au așezat lângă perete, așa că am rămas în bancă și mi-am terminat treaba cu ajutorul spatului și camponul de rezervă pe care le aveam în buzunar. Toți competitorii mă vedeau și se uitau urât la mine, dar nimeni nu m-a dat în gât. Oameni de treabă. După încă o oră jumate de stat în bancă, am finalizat și eu. Într-un final, din 50 de persoane, am reușit să intru al 48-lea, o adevărată reușită pentru mine și familia mea. Octombrie 2014, urmează 3 ani de facultate. 3 ani plini de stres, colegi mișto, oportunități de a face pe clownul clasei și multă băutură. 3 ani în care tot ce am făcut a fost să supraviețuiesc, să copiez cât mai mult la examene prin tot felul de tactici și să mă stresez că am foarte mult de învățat. 2017. Gata facultate. Și mă angajez la unul dintre cele mai bune laboratoare din oraș. Urmează aproape un an de muncă, muncă grea, satisfacții și gândul că în scurt timp venitul meu lunar va depăși un salariu normal din România. Ianuarie 2018. Ceva s-a întâmplat. Lunea așteptam weekendul pentru a-mi rupe capul, iar weekendul așteptam concediul. Număram orele și blestemam zilele. Nu mai îmi plăcea tehnica dentară. Ceva se întâmplase. Eram mai tot timpul cu prietenul meu, Băgu. Amândoi eram băxiți de alcool și frustrări. Așa că am luat decizia de a merge la sală pentru a ne distrage de la prostii. Ne plăcea sala. Ne plăcea tot ce ținea de sală.
Iar după o discuție destul de lungă în care vorbeam nefăcând nimic pe aparate despre cât de fain să fii antrenor de fitness, pentru că tot timpul arăți bine, ești înconjurat doar de oameni mișto, de tine, de femei, eu am intrat în depresie. Gândul că aș vrea să devin antrenor de fitness mă urmărea. Aparent, m-a urmărit cam 2 săptămâni, după care am stat să calculez și să ajung la concluzia că e prea riscant după 3 ani de facultate și 1 an de muncă la un laborator bun să renunț așa ușor la chestia asta. În special că fizicul meu nu dădea de înțeles că aveam înclinație spre acest domeniu. Aprilie 2018. Frustrările se adună și urmează una dintre cele mai dificile perioade din viața mea. O perioadă de 4 luni în care în absolut fiecare zi mă uitam în gol și mă repetam discursul pe care trebuia să-l zic șefului, mamei și, atenție, tatălui meu. August 2018. După mult chin și amânări, mi-am făcut curaj. Poezia a fost rostită. Aveam niște bani puși deoparte, așa că mi-am luat cel mai bun antrenor personal de fitness, am renunțat la tehnică dentară, iar timp de 4 luni m-am închis în casă. Tot ce am făcut a fost să merg la sală, să mănânc, să studiez despre acest domeniu și să mă odihnesc. 4 luni fără picătură de alcool și țigări, 4 luni în care am reușit să mă văd pentru prima dată în oglindă cu adevărat și să-mi dau seama că am multe chestii pe care aș vrea să le schimb la mine. Ianuarie 2019. Mi-am făcut nebunia. Multă lume nu știa că eu mă apucasem între timp de sală. Sincer, am vrut să am parte de satisfacția maximă. 4 luni în care nu am vorbit cu prietenii deloc, 4 luni fără greșeală, am respectat fiecare gram de mâncare și am dat totul la antrenament. Am avut grijă să dorm câte 9 ore în fiecare seară și pentru prima dată în viață eram lucid. Începusem chiar să antrenez câțiva oameni la sală. Martie 2019. Visul meu de a deveni antrenor personal s-a îndeplinit și oficial am ajuns să lucrez într-o sală de fitness.